Astăzi vom construi cel mai scump prim 11 din IFC 24 în speranța că vom pune mâna pe trofeul Champions League și să demonstrăm că în fotbal banii pot aduce fericirea. Vom aduce la echipă jucătorii cu cea mai mare cotă de piață pe poziția lor conform site-ului Transfermarkt, dar mai întâi avem nevoie de un club, iar de data asta îl vom crea de la zero și îl vom denumi sugestiv FC Money. Culoarea verde va predomina aici, iar această echipă se va lupta cu granzii din Premier League în această carieră. Avem foarte multă treabă la această echipă care nu arată deloc bine în acest moment. Vom începe cu poziția de portar, iar Transfermarkt ne propune 4 goalkeeperi, toți evaluați la 45 de milioane, așa că am stabilit o regulă: dacă pe poziție sunt mai mulți jucători cu valoare egală, îl vom alege pe cel cu OVR-ul cel mai mare din FC24, iar aici este vorba bineînțeles de Thibaut Courtois, belgianul va fi portarul nostru din acest moment. Mergem la poziția de fundaș stânga, unde am putea crede că în acest moment cei mai scumpi din lume sunt Robertson sau João Cancelo, ce poate juca și pe dreapta, însă cel mai bine cotat fundaș stânga la acest moment este Alphonso Davies, evaluat la 70 de milioane de euro, canadianul o lasă pe Bayern să vină la FC Money. Cam slăbuț 83 OVR, însă e foarte bine și așa. Urmează să achiziționăm fundașii centrali, aici discuția este simplă, Ruben Dias este considerat cel mai scump, evaluat la 80 de milioane de euro, se alătură echipei noastre, chiar dacă pe Guardiol s-au plătit recent 90 de milioane, croatul este evaluat de Transfermarkt la 75 de milioane de euro, probabil că City s-a păcălit, tot la 75 de milioane este evaluat și olandezul Matthias De Ligt, dintre Guardiol și De Ligt, olandezul are OVR-ul mai mare, așadar cei doi fundași centrali a echipei noastre vor fi Diaz și De Ligt. Ca linia de fund să fie completă, avem nevoie de fundaș dreapta, poziție pe care avem 3 variante, toți evaluați la 65 de milioane de euro. Îi avem aici pe Reece James, Hakimi de la PSG și Alexander Arnold, iar noi evident îl transferăm pe cel cu OVR-ul mai mare, acesta fiind Trent Alexander Arnold. I-au lăsat freza asta de anul trecut, însă asta este. Urcăm la mijlocul terenului, ne vom cumpăra fundaș la închidere. Vai, aceste cuvinte ne doare. Îl avem aici pe Declan Rice, evaluat la 90 de milioane de euro pe Transfermarkt și transferat de Arsenal pentru peste 100 de milioane în această vară. Acesta ar fi fost un transfer bun pentru echipa noastră, însă în FC24 are un rating de doar 85. CDM-ul pe care îl aducem la echipă este Rodri, evaluat și el tot la 90 de milioane de euro, însă are un OVR de 89, este perfect aici pentru FC Money. Avem nevoie de 2 mijlocași pur sânge aici în fața lui Rodri, iar primul pe care îl aducem nu mai are nevoie de nicio prezentare. Jude Bellingham, evaluat la 120 de milioane și transferat de Real pentru puțin peste 100 de milioane, iată și o echipă care se pricepe la afaceri, englezul se alătură și el acestui proiect. Lângă Bellingham avem de ales dintre Pedri și Valverde, ambii au o cotă de 100 de milioane. Acum contează OVR-ul, Pedri are 86, iar Valverde stă mai bine cu 88. Cred că v-ați prins deja, la echipa noastră va veni Valverde de la Real Madrid. Oamenii de atac pot costa extraordinar de mult, iar noi avem nevoie de left winger, striker și right winger. Pe partea stângă, treaba este foarte simplă, cu o cotă de piață de 150 de milioane de euro pe Transfermarkt, vine la FC Money Vinicius Junior de la Real Madrid. Pe partea dreaptă, pe poziția de right winger, sunt niște fotbaliști fenomenali, cum ar fi Mohamed Salah sau Lionel Messi, însă cotele lor nu sunt nici măcar aproape de cel mai bine evaluat right winger din acest moment. Acesta este Bukayo Saka de la Arsenal, evaluat la 120 de milioane de euro. Îi urăm și lui bun venit și sper să ne ajute să cucerim trofee. Și ne-a rămas poziția de atacant central, unde avem două nume extraordinar de grele. Ambii sunt cotați la 180 de milioane de euro, ba mai mult, ambii au același OVR în IFC 24. Poate că v-ați dat seama că vorbim despre Haaland și Kylian Mbappé. Pentru că știm că se simte nefericit la actuala sa echipă și vrea să plece, îi facem un favor, îl scoatem de acolo și îl aducem la FC Money pe Kylian Mbappé. Vreau să-i dau șansa lui Kylian să cucerească Europa, să câștige Champions League, pentru că Haaland a reușit deja. Aceasta este echipa FC Money, avem un prim 11 evaluat la peste 1 miliard de euro. Aștept să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre această echipă și dacă i-ați vedea jucând împreună și unde.
Am aruncat o privire pe calendar și am văzut că în prima etapă de Premier League întâlnim Manchester City și este o ocazie perfectă să testăm această echipă, să vedem cum se descurcă. Victorie cu 2-0 în prima etapă în fața cetățenilor, marchează Mbappé și Vini Junior. Haaland săracu se pare că s-a accidentat. Arată bine această echipă, am încredere acum să simulez tot sezonul să vedem la final dacă reușim să mergem cât mai sus în Champions League, dar până atunci hai să reușim un număr record de like-uri la acest clip și dacă ești pentru prima oară aici, abonează-te și astfel nu vei rata clipurile viitoare. Înainte să vedem rezultatele obținute în acest sezon de echipa noastră, cred că am omis să vă spun că în Champions League le-am luat locul celor de la Newcastle în grupa F, acolo alături de PSG, Dortmund și Milan. Deși este vorba de cea mai grea grupă din acest sezon de UCL, FC Mani nu are probleme, putem spune că am cumpărat acest prim loc și mergem să jucăm în primăvara europeană cu cei de la Sevilla. N-ar trebui să fie complicat, pentru că ei se pricep la Europa League, nu la Champions League. Și cam așa a fost, FC Mani o elimină pe Sevilla 3-1 la general, echipa noastră se califică în sferturi. Vom juca mai departe cu cei de la Atletico de Madrid, chiar am picat bine și de data asta. Observăm aici că îi batem pe Atletico de Madrid cu 1-0 acasă, reușim un egal 2-2 în deplasare și cu 3-2 la general, echipa noastră se califică în semifinale. Aici vom avea un duel greu rău de tot, vom juca cu cei de la Manchester City. Prima manșă a semifinalelor este acasă, meci pe care îl vom simula rapid și reușim să câștigăm cu 1-0. Kylian Mbappé ne aduce victoria, Haaland se pare că a ratat penalti, este ghinionist în cariera asta. Returul de pe Etihad se anunță o partidă incendiară și reușim să smulgem un rezultat de egalitate, este suficient să ne calificăm în finală. Vom juca cu Bayern München finala, ce reușește să se califice după un thriller cu Real Madrid 5-4 la general, s-au omorât acolo cele două echipe. Până vom vedea ce se întâmplă în această finală, vreau să aruncăm o privire pe plan intern, să aflăm cum s-a descurcat echipa în Premier League. Echipa noastră reușește să cumpere trofeul Premier League cu 2 puncte față de cei de la Liverpool, reușim să câștigăm. Cupa Ligii Angliei se pare că nu ne-a interesat deloc, în schimb ne-a interesat FA Cup pe care reușim să punem mâna. Echipa noastră face eventul, câștigă campionatul și cupa, dacă reușim să luăm și Champions League, reușim tripla istorică. Vom afla imediat dacă banii pot cumpăra aceste trofee. Suntem pe marele Wembley, acolo unde acum începe finala Champions League. Bavarezii încep în atac această partidă, Kingsley Coman este foarte bine blocat acolo, face și un fault. Francezul vede cartonașul galben foarte repede în această partidă. Bate Saka acest corner, mingea rămâne în careul nemților, recuperăm, Valverde pentru Rodri, reprimește Valverde, încearcă un șut de acolo, însă este doar corner. Din nou lovitură de colț, din nou bate Saka, centrează în careu pentru Mbappé, mingea cade pe plasă. Lovitură de cap destul de bună a lui Kylian, însă îi dă prea multă boltă mingii și aceasta se duce peste. Pasează destul de frumos nemții și precis, Kane acum este la minge, îl găsește bine pe Musiala și Thibaut Courtois ne salvează de la o fază periculoasă. La cât de liber a fost Musiala acolo, am crezut că o să marcheze. Atacă din nou bavarezii care controlează, domină acest start de partidă, Coman acolo, mingea rămâne cu noroc la Harry Kane, acesta trage în blocaj și ne apărăm bine. Kylian Mbappé are spațiu acolo, putem fi periculoși la această fază, Kylian intră în careu, mai departe la Saka, șutul său este însă moale, reușește Neuer să pareze. E bine totuși că reușim să punem și noi presiune pe poarta bavarezilor. Upamecano pentru Laimer, Musiala acum pierde și putem fi periculoși la această fază, Saka vrea să tragă de acolo, însă n-ai cum să-l bați pe Neuer așa, deja începe să mă supere Saka ăsta. Harry Kane pierdut pe drum de defensiva noastră, este însă în lateral, reușește să-i paseze lui Alaba, Kimmich acum și Courtois este îngerul nostru păzitor, reușește belgianul să ne scoată din nou dintr-un moment greu. 0-0 la pauză pe Wembley, o finală mai grea decât mă așteptam. Bayern München se ține foarte, foarte bine și ne pune multe probleme.
Primește Bellingham, așteaptă o demarcare bună a lui Vinicius, face un fault urât acolo și să vedem, sper să nu fie roșu. Se pare că nu primește nimic decât un avertisment, însă a fost un fault urât acolo, m-am speriat, am crezut că o să vadă roșu. Nemții reușesc din nou să stea foarte sus, să pună o presiune infernală, însă reușim să ne apărăm bine. Poate să urce Valverde aici, pasează cu Saka, reprimește, foarte frumoasă această fază, Mbappé așteaptă centrarea, Valverde însă întârzie, se încurcă acolo în minge, rămâne mingea cu noroc la noi, Saka trage în blocaj și Kylian Mbappé faultează în atac. Cu spatele Kimmich se întoarce și Valverde reușește recuperarea. Vinicius poate să dea drumul la acest contraatac. Pasa este bună pentru Kylian Mbappé. Kylian Mbappé încetinește puțin, este însă în marginea careului. Combină cu Vinicius, reprimește Kylian, încearcă acolo să pătrundă și este doar corner. Saka arestează mingea pentru încă o lovitură de colț. Centrează Saka, Mbappé deviază și este gol! Gol Rodri! Este 1-0! Reușește Rodri să marcheze. Anul trecut l-a ajutat pe Guardiola, acum marchează și pentru echipa noastră. Centrarea lui Saka este bună, Mbappé deviază decisiv și Rodri este omul potrivit la locul potrivit. Reușește să împingă această minge în poarta lui Neuer. Echipa noastră profită de o fază fixă și reușește să fie în avantaj în finala Champions League. Bavarezii se simt răniți de golul primit mai devreme, se aruncă în atac, minge pentru Harry Kane, iese foarte bine Thibaut Courtois. Reușim din nou să depășim momentele grele, primește Valverde acum, combină cu Kylian Mbappé, mai departe la Saka, Saka un dribling frumos, combină cu Valverde, Valverde trage de acolo, însă o face slab. Reușim să rămânem sus, mingea aruncată pentru Kylian Mbappé, acesta nu se descurcă, dar nu mai contează pentru că în acest moment finala se termină, echipa noastră pune mâna și pe trofeul UEFA Champions League, demonstrăm că în fotbal banii pot aduce fericirea, însă după părerea mea n-ar trebui să fie totul. Echipa noastră cucerește Europa după ce a cucerit Anglia, reușind să câștige campionatul și cupa. Fiesta poate să înceapă pe străzile orașului. Money FC pune mâna pe tripla istorică. Foarte mișto aceste cadre. Dacă ți-a plăcut acest experiment, apasă butonul de like și abonează-te dacă nu ai făcut-o deja pentru a nu rata clipurile viitoare. Eu am fost Andurache și până data viitoare, să auzim numai de bine!